De pildă, Primăria Comunei Răchiți din județul Botoșani are nevoie de 3 muncitori necalificați, iar Primăria Roman din județul Neamț caută tot 3 muncitori necalificați. Tot 3 posturi sunt la filiala județeană Neamț a Asociației Comunelor din România, pentru auditor intern superior și auditor intern asistent. La Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret sunt scoase la concurs posturile de director medical și cel de director financiar contabil, iar la Școala Gimnazială Todirești se pot ocupa 2 posturi de îngrijitor și muncitor. La Prefectura Botoșani este scos la concurs un post de șef de serviciu. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vrea un asistent medical generalist, iar Universitatea Ștefan cel Mare Suceava își dorește să ocupe posturi de psiholog, administrator financiar, inginer sistem, consilier juridic, jurist și secretar șef facultate. De șoferi au nevoie primăriile Preotești și Dorna Arin din județul Suceava, iar paznici sunt căutați de primăriile Ghindăoani și Ștefan cel Mare din Neamț. Mai multe detalii pe posturi.gov.ro, un portal unic al informațiilor privind posturile vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.